extraordinar de frumoasă. Acesta va fi un vlog cu, zicem, un scorp, un de strâmbițe, cum zicem, mă, că nici o să nu le țin. Surle și strâmbițe! Da! Mergem la dentist să le schimbăm aceste sârme din curiță, pentru că s-au cam rupt în momentul în care mă jucam cu Kenzo. S-a întâmplat o extorsiune a unui degajament în doape. Ce vreau să vă zic? Am stat și am reflectat asupra unui lucru. Eu cred că m-am îngrășat foarte mult pentru că am și obiceiul să le duce la gură mâna, știi? Și aia să-mi fac un alt obicei cu mâna. Și când e foame și vine să bag ceva în gură, să-mi aranjez părul. Deci când mă vedeți cu această perie în păr, să știți că mi-e foarte foame, dacă vă înțelegeți ce vreau să zic. Mi-e foarte foame. Am revenit, dar și păpâi și păpâi, dar cu ea, ce mă întrebați? Mă gândeam să mănânc astăzi un somon cu broccoli de seară și acum la prânz din nou un piept de pui cu orez. De dimineață însă am mâncat două, doar un albuș, un gălbenuș, o felie de șuncă și o bucățică mică de cașcaval. Mică de cașcaval. Am făcut așa, am făcut un scrambling și am băgat amhalito plus iaurțelul de dimineață. Și aici am minunata apă sfințită. Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ce bună e apa, are gust de Coca-Cola. Da, revenim de la dentist. Și o întrebare pentru voi și aș vrea să mi-i răspundeți în comentarii. Care este piesa voastră preferată de pe noul album al lui Chilafonic, care se numește Betelgeuse? Piesa mea preferată este Forever Young, adică aceasta. Îmi place maxim piesa asta și mai îmi place mie muzical, tata! Dragilor, aici la această școală gimnazială Maria Rossetti, școala 10 de pe strada Giuseppe Garibaldi, aici a făcut ghidușul vostru școala generală. Prima școală, că a doua am cunoscut-o pe Simona. Ai bine rămânea mâna asta, știi ce zic? Am neferește. Au! Glumesc! Vă dați seama că eu m-am mutat din școala asta și mi s-a schimbat viața? Mai serios, băi, lăsați așa. Îmi place mie unde se dă ora exactă la frații mei, la Andrei Versace, la toți băieții. Mergem să mâncăm și noi ceva așa, n-am pieptul la mine să vedeți cât de foame mie, dar vă arăt ce mănânc. Astăzi măcar am filmat. Ochii din umbră. Și se consultă cu Nicolas la tot ce mănâncă. Da, mi-am... Hai, Nicolas, să mănânc un piept de pui la grătare cu o legume la grătare. Ce-mi place mie cel mai mult, sunt aici la Trattoria Buongiorno, unde mie-mi place să mănânc pizza sau paste sau... Nu mai zic nimica, sunt depresiv din punctul de vedere. Dar mă bine dispun cu aceasta, mă placă. Din noapte, ca și cum acum, la prânz, aș băut o bere, știi? Nu mai bem nicio bere. Ca n-a zis că e. Asta e tot, bro. Ce apetisantă este această ceamă. Rucola, îmi place mie cel mai mult. Haideți, domnilor, să mergem către doamna Iulia, aici la Val Ambasador. Undeva cu primătării. S-au cu mâinile? Da, trebuie să sunăm așa un pic. Când ne-am fost de mult, știu că doamna Iulia este foarte, foarte nervosită de dulciurele. Dulciurele! Una dintre cele mai drăguțe, doamne, stăm acolo. Cele mai drăguțe, ascultă. Și am ajuns la Marina aici în spate, care este tot una dintre cele mai drăguțe, că aici sunt două dintre cele mai drăguțe. Da, cele mai drăguțe. Am venit să schimb chestiile astea. Hai că trebuie să ne îmbrăcăm aici, că se... Covid cu astea, e jale. Eu vă dau asta la spate și mă faceți frumos. Într-o operație, dragilor, ca să știți care este șmecheia, sunt așa pe operațiile. Bun, cu acum dinții după ce scoate, să se mișcă și simt. A, un cadă până 10 ieri, deci. Bine că am găsit, că am cam cu ceapă. Așa, și te-a cântărit cineva sau adică te-a cântărit? Da. Azi e noua frâză la dinți, vă pupăm, vă mulțumim din suflet și ne vedem la viitoare. Da, la. Cine minte și zice că n-a spus să manele?
când mi se face dor. Pun mâna pe telefon și te sun. Cum începe? Ia uite că mi-e foame. Și când mi se face dor. Pun mâna pe telefon și te sun. Mi-s-o. Eu te iubesc ca un nebun. Ia cum faci asta? Și mă întreb unde ești. Dar totodată m-am întrebat mai devreme care e melodia preferată la Betelgeuse. Eu sunt un mix de muzică. Nu știți voi, trebuie să prindeți o petrecere, să vedeți cum o dată în chila, salam, dar nu nebuniți, dar cred. Am ajuns la sală, deja am stat pe bandă, deja mi se face rău. Hai să ne întâlnim cu Nicolas, să vedem ce antrenament face mască, e groseto. Ia, ia vezi trepied aici. Haide, fă acolo, uite trepiedul. Ce faci, mă, mănânci? Mănânci? Pune norocitule, tu mănânci, mă? Da. De ce mănânci? Ce mănânc cremă de orez de aia de nu-ți place ție. Ai, cea mai bună aia. Ce vrei să facem antrenament acum? Păi nu mai pot, dar nu-mi pare. Dragilor, n-am filmat prea mult din sală pentru că am filmat Nicolas. Așa că toți intrați pe canal. O să vedeți ce am filmat asta de-am făcut cele 30 de minute și 500 de calorii arse. Ce mi-e ce zata asta e în top? Bă, asta la aici acasă mă tunde. Vă pup! Să-l urmăriți pe fratele meu și să veniți la tun, să nu rămâneți netunși, da? Să-i dați like și dislike și subscribe. Să-l urmăriți. Ia ești la cinci ăla! Să-l pui și pas. Doamne, la sigur mâncă mâncă. Că e gata, o, că aici. Ai, facem. Suntem. Așa suntem, băi! Mă, suntem așa! A, ma, 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 ue! Așa suntem! Așa, bro! Așa, 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 și așa. Cu casa? Ce e viața mea? Mă tunde ca pe Shelly, a zis. Ce sare Shelly, Dani Costi? Steve Kennedy! Îl face play și prea, mă. Mă face... Mă bine, te-am omorât! Ai sus! Ai sus, de lute de mari! Ai sus? De mari, de mari, de mari! Ai sus, de rus? Wow! Ce faci, plăcintă, acolo? Nimica. Nu cred. Hei, tu ce să-mi torni din acela în cap? Nu cred. Și lasă-mă, faci. Doamne, ce te-am prins. Da. Bine că nu mi-ai dat cu sos. Sos! În cantități industriale. Așa că plătiți 200 de lei la tuns și aveți și bodyguard, vă protejezi de orice. Asam Turcu, SRL. Asam Corai. Băi, ți-am transformat gloma în reclamă, ai văzut? Băi, de de omul e marketing, să vă reclamă. Mă, băi, bă, ce faci, nu? O să pornim un BMW E92 335i forjat, tunat, aranjat. Îl pornim să vedem cum e la rece. Un cum se zice, mă, cold power, cold motor. Cum se zice la pornire, mă, cold start. Aia. Și dăm un ride cu el prin oraș, să vedem dacă atrage priviri și cum se aude și să ne spună proprietarul mașinii câteva detalii despre mașină. Care acest proprietar e? Ciuc! Ia uite-l! Vagabundul meu! Este proprietarul mașinii.
care mă așteaptă de mult. Bă, lasă proprietarul mașinii în față. Nu mai mă lasă. Lasă, mai bine se vede acolo. Da, e bine că stau cu mâna întins. Te-ai putut încălzi la kickbox. Nu ne ia poliția. De ce? De ce, mă, că e 8? Da. Cât e ceasul? 8 jumate. Am noi. Ceasul este 8:30, deci suntem în limita legală. Auzi, a timpului. Suntem ok. Suntem așa cu timpul. Da. Vreau să ne spui câteva detalii despre mașină, Ciuc. Hai să nu. Măcar așa, cam câți bani ai băgat în ea de când o ai? Altă întrebare. Păi răspundă la asta. 87 cu 87. E un sac fără fumă, trebuie să recunoaștem. Mașina asta 335 eu e. Mașina aia nu e sac. Era e morca, fără fond. Pornește bestia. Sunt gata? O porni? O luau mă la cheie? Astfel. Ia. S-a calibrat. De unde mă are frânele strigate? Nu are frânele. De unde, mă, că așa trebuie să sune frânele, știi, nu? Băi, nene! 330! Sugurător! 446 de cai. 446 de cai, da? Un motor de? Secundă 100-200. Ia de capotansul, hai. Ma! Ce sunt, mă, sârmele astea? Uite, ce e aici, penthouse? 320 cu 5. Dar ce are astea, ce are? În urmă, mă, are și room service? O, ca ție și gura ta. Ia să vedem reacție la cald. E uscat pe jos, nu cred că. Nu. Ca aici, față de cum era mai acolo. Ce întrebături? Doamne, ferește cum face. Ce mai bine deschis draba un pic. Nu mai am noroi și nu mai pot să-i dau pe cauciucul. Lasă așa. Ia. Doamne, ferește. Ia auto. Lasă-mi pe gol. Ferească Dumnezeu, cum faci? Nu mai am. Ce se fac jocurile NFS, dacă nu știți? Uliu, e o mașină spectaculoasă. Nu știu ce să mai zic despre ea. A trebuit să mergem cu ea pe circuit, nu-i așa? Dați voi anvelopele, mergem. Și pe zilea. Mașina vine circuitul la ea. Ziceți în comentarii dacă vreți să vedeți această mașină pe circuit. Pentru că dacă vreți să vedeți pe circuit, trebuie să vă luăm și pe unul dintre voi. Așa că înscrieți-vă în comentarii și scrieți acolo. Vrem să ne dăm și noi cu mașina lui Ciuc. Și Ciuc va alege un băiat din comentarii de acolo și o să vă dea el pe circuit dacă stiți așa bă. Eu nu m-am întrebat ca idee, da? La 10.000 de like! La 5.000 de like-uri, ok, eu nu fac încă 10.000. La 10.000 de like-uri conduc eu. La 5.000 de like-uri Ciuc vă duce pe tipiauri. Asigur eu pista. S-a încheiat și această zi, noi ne revedem mâine, nu uitați să dați un like și... Parcă am zis ceva cu dacă dați like se întâmplă nu știu ce. Deci dați like că se întâmplă că... A, vă ia Ciuc și vă duce pe pistă. Vă dă... Pe ce mă? Pe nu mă. Circuit. La titia o merge cu mașina, vă ia pe unul dintre voi și vă rupe fâșul acolo pe pistă. Să aveți o zi frumoasă, noi ne vedem mâine la ora 12. Ceau!